Bună tuturor! În Brookhaven s-au adăugat o grămadă de update-uri pe care le vom explora astăzi. După cum putem vedea, avem o nouă casă și au adăugat posibilitatea de a pune mai multe vehicule în același timp, adică putem să avem 3 mașini deodată. Mi se pare super tare, am văzut că s-au adăugat și niște haine de Paște, dar cred că s-au scos între timp aceste hăinuțe. Se pare că mi-au ascultat rugămintea. Glumesc, a fost doar o coincidență, dar am făcut eu un videoclip în care m-am plâns că cei din Brookhaven, cei care lucrează la Brookhaven, nu au adăugat și niște accesorii, niște hăinuțe de Paște, dar au făcut un update de Paște pe care l-au adăugat săptămâna trecută. Dar cred că l-au scos, așa că o să verific acum să vedem dacă mai există hăinuțe de Paște. Dar din câte văd eu, sunt doar hăinuțele vechi. Poate să fie ceva aici, la hăinuțele de roleplay, dar nici aici nu văd nimic. Deci da, am ajuns prea târziu pentru că hăinuțele, din câte văd eu, nu mai există. Dar nicio problemă, pentru că avem alte update-uri pe care vreau să le explorăm. Haideți să vedem cum arată noua căsuță. O să ne luăm loc la 11 și hai să vedem dacă e cu premium, e fără. Sunt foarte curioasă. Unde este ultima căsuță? Cred că e ultima. Este asta. Arată interesant. Nu este cu premium. Are toată lumea acces la ea. Și arată foarte creepy. E casă? Eu n-aș locui aici. Vă zic sincer, chiar n-aș locui aici. Hai să vedem ce e înăuntru. Uleu, și ușa asta așa grea. Ușa metalică. Ok. Cimentul nu arată prea bine. Văd că a crescut vegetație pe aici, a luat foc. Ce chestie asta? Mă așteptam la o casă frumoasă, luxoasă, cu mai multe etaje, cu piscină. Dar nu e deloc ce, nu e deloc ce mă așteptam să fie. Văd că aici arde un foc. Ok, și aici sunt niște paturi sau ce sunt chestiile astea? Ok, hai să mergem mai departe, poate ne dăm seama ce e aici. Hai să vedem ce este în chestia asta. E toaletă. Este o toaletă cum existau la țară mai de mult. Poate există și acum. Dar pe vremea când eram eu mică, toaletele la țară așa arătau. Acum nu știu dacă mai arată așa. Și se mai numeau și WC în fundul curții. Și văd că există și aici la noi în Brookhaven. Deci până la urmă, asta este o casă veche de la țară. Ce cu forul ăsta aici? Aici este o casă unde a locuit bunica? Bine, hai să vedem mai departe. Mergem sus să vedem ce e aici. Nimic? Bine, hai să mergem mai departe. E ceva, intrare secretă pe aici? Hai să vedem ce e în partea asta. Nu știu ce e aici, un depozit. Cred că asta este toată casa. Aici e zona unde mănânci. Aici o ghiuvetă. Și nu cred că avem frigider. Nu avem. Aici ai o zonă de relaxare cu camping și aici sunt niște paturi. Cred că aici dormi. Sau doarme familia care locuiește aici. Bine, oficial asta este cea mai ciudată casă în care am fost vreodată. Este o casă simplă. Pare abandonată, sincer. Ia uitați cum arată mașina asta. Cred că cineva a avut accident, a lăsat-o aici, a uitat de ea. Cred că aici a locuit o familie acum mulți ani și de foarte mulți ani n-a mai locuit nimeni aici. Nu înțeleg cum de merge focul ăsta. Nu pare că mai stă cineva aici și totuși arde ceva aici. Ok, asta e foarte ciudat. Vreau să-mi scrieți voi în comentarii ce credeți că este această casă. Cine credeți că locuiește aici? De ce credeți că merge focul deși apare abandonată de foarte, foarte mulți ani? Și noi acum o să mergem să explorăm și celelalte update-uri care există în joc. Vreau să vedem mașinile, stați că nu mai găsesc ieșirea. A, uite că mai e aici o zonă. Ce zonă este asta? Haideți să facem un experiment înainte să plecăm din această casă. Eu am premium și pot să pun piscină. Întrebarea mea este, dacă pun piscină în această casă, unde apare piscina? Nu știu dacă știți, dar persoanele care au premium pot să pună o piscină în fiecare casă care există în Brookhaven. Nu știu dacă se aplică și la casa asta. Haideți să încercăm. Sunteți gata? Unde credeți voi că apare piscina dacă punem piscină? Aparent nicăieri. În casa asta nu poți să pui piscină. Bine. Și am văzut tot aici că există un panou unde poți să controlezi. Dar nu știu
ce poți să faci mai exact? Poți să folosești Disaster Pack? Da, haideți să vedem cum arată Fantoma, unde se spawnează Fantoma dacă o punem în această casă. Bun, a început sunetul, o să dau zoom out și vreau să văd unde apare Fantomița. Uite acolo! E chiar acolo în spate. Ia, uitați-o aici. Da, deci Disaster Pack-ul funcționează, numai că piscina nu merge să o punem. Bun, am aflat ceva despre casa asta. Este singura căreia nu putem să-i punem piscină. Am înțeles. Aoleu, ce urât face Fantomița asta, e închisă și acolo. Și hai să mergem mai departe. Putem să punem un cal. Și ziceau ei, o să iau casa pentru că e bântuită și nu vreau să mai aud zgomotele acelea. Și o mașină. Deci avem și calul și mașina. Wow, ce tare! Dar cred că puteți asta doar pe serverele private. Nu sunt sigură. Și trebuie să mai așteptăm. Și mai putem pune una. Am două mașini. Un cal. Era frumos dacă puteam să punem doi căluți. Când aveam ferma, era destul de greu să am doi căluți, soț și soție, pentru că trebuia să pun de pe mai multe conturi căluții. Nu puteam să pun eu doi căluți, deci pentru mine era mai bine dacă update-ul era astfel încât să putem adăuga doi căluți sau trei căluți, nu două mașini sau trei mașini, nu mai știu exact. Haideți să încercăm. Nu cred că putem. Ce-a fost asta? Ce-am făcut? Ce-am făcut aici? O, nu, a intrat căluțul în mașină și a făcut accident cu mașina. Explicați-mi cum am reușit să fac acest bug. Cum am reușit? Și acum cum scot eu căluțul de aici? O, nu, o să încerc să mă pun la volan și să îndrept mașina, dar n-am cum. Efectiv, n-am cum să mă pun la volan pentru că aparent căluțul e la volan. Ați văzut în Brookhaven vreodată până acum un cal să conducă o mașină și să mai și faceți accident? Este o premieră, până acum n-am văzut așa ceva. Calul să-mi conducă mașina și să fac accident. Haideți să vedem dacă apăsăm pe căluț ce se întâmplă. Voi putea conduce căluțul. Bine, apăsăm pe căluț și acum sunt eu pe căluț. Și căluțul meu încă este la volan. Eu n-am acces la mașină. Căluțul meu conduce în continuare mașina, chiar dacă eu sunt pe căluț. Dar totuși, eu pot să conduc căluțul, deci practic eu conduc căluțul și căluțul meu conduce mașina. Deci oficial ăsta este cel mai ciudat bug pe care l-am experimentat vreodată în acest joc. Nu știu dacă l-ați trăit și voi. Scrieți-mi în comentarii dacă ați pățit și voi așa ceva de când s-a adăugat noul update. Să vă conducă calul mașina și voi să conduceți calul. Update-ul e cel puțin interesant, mie îmi place. Sunt tristă pentru că n-am apucat să văd care sunt hăinuțele de Paște. Noi ne oprim aici. Aștept opinia voastră în comentarii. Sper că ați avut sărbători fericite. Sper că v-ați distrat cu familia. V-am lăsat pupici. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!